Elevii se bucură de vacanța de vară, iar cei care vor să se răcorească pot face acest lucru la strandurile din Valea Jiului. Fiecare se întrece pentru a atrage cât mai mulți clienți. Spre exemplu, la Lupeni, proprietarii strandului spun că după ora 16 fiecare persoană plătește doar 5 lei pentru un bilet de intrare. Avem oameni care vin la strand, este o investiție mare cu... Unde nu este profit, dar din păcate, din punct de vedere sufletesc, e cea mai bună investiție. În această perioadă, strandurile sunt în vizorul reprezentanților de la Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, care efectuează mai multe controle pentru a se asigura de faptul că în aceste locuri se respectă normele de igienă.